Românii sunt receptivi și nu prea la recomandările de economisire a energiei. Mulți cetățeni spun că nu prea au cum să renunțe la consumul ridicat. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că se lucrează la un plan obligatoriu de reducere a consumului de energie electrică la orele de vârf. Doar că oamenii simpli sunt încă nedumeriți cum vor putea să se alinieze la o astfel de cerință. Eventual să nu mai deschid lumina și să dau drumul la televizor. Adică să nu mai folosești aparatele casnice, mai puțin frigiderul, că n-ai ce să faci. Acesta este planul nostru prin care economisiți. În rest, să nu folosești nici apă prea multă, că și aia merge tot cu curent electric. Becurile lăsate aiurea prin casă deschise. Adică reduceți cât puteți. Cât putem. Comisia Europeană ne-a recomandat să reducem consumul de energie între orele de vârf, adică 18 și 21 seara. Aveți vreun plan pentru a economisi în acest moment? Nu. Păi dacă nici atunci nu mă uit la televizor, când să mă mai uit? Atunci văd și eu ce se întâmplă peste tot. Mai greu, dar o să respectăm. Pentru planetă, pentru noi, o să ținem mai răcoare în casă ca să economisim. Da. Am izolat blocul. Și ce plan aveți pentru a economisi fix în acest interval 18-21? Da, becurile mai puțin le folosim. De obicei țineam mai puțin. N-am părere bună. Aveți un plan să economisiți energie în acest interval 18-21? Nu. Nu aveți niciun plan? Nu. Nu știu, să trageți ceva din priză? Să... Aia, ce să facem? Să tragem dacă plecăm mai departe de acasă, de nu stăm în oraș, nu plecăm din oraș, trebuie să le facem, tragem din priză. Dar așa, dacă stați acasă? Le lăsăm în priză, cum? Să faceți economie, zic. Lasă, nu facem economie. Că ne ducem pe lumea elantă și acolo facem economie, domnă. Sincer, nu, n-am niciun plan. N-am auzit această știre. Nu vă gândiți să trageți din priză niște aparate sau să nu mai dați drumul la televizor în acest moment? Posibil la televizor, că nu prea mă uit. Dar... Adică ați fi dispusă să renunțați la ridicul la televizor în acest interval? Da. Este planul dumneavoastră pentru a economisi în acest interval? Planul meu, eu n-am copii, nu mă interesează. În casă mă refer. Cum? În casă n-am niciun plan. Stau, am eu de lucru. Nu. Atunci renunțați la energie electrică? Nu renunț, că nu se poate. În acest interval? Nu, că este frigiderul, este... Te mai uiți la televizor, la știre. Și atunci nu aveți niciun plan de a economisi în acest interval? Păi... Cum nu poți să economisești? M-am redus câte 50 de kilowați față de cât aveam înainte lunar. Deci în loc de 150 am lăsat 100 pe lunile de vară, iar pe lunile de iarnă în loc de 200 am pus 150. Și la ce renunțați? Păi ce să vă zic, făcăm boilerul așa cu grijă, nu-l mai lăsăm tot timpul. Altceva, ce să vă zic? Dar pentru becurile sunt toate LED, deci eu nu am becuri din asta, am becuri economice. Păi nu prea avem cum să le reducem, pentru că cu amică nu se culcă, se culcă târziu. Și nu avem cum. Nu cred că o să putem să... Nu cred. Să stingeți televizorul mai devreme? Nu, niciun caz. Noi suntem obișnuiți, ne culcăm târziu, nu cred. Și atunci nu credeți că există o soluție pentru a reduce consumul de energie în acest interval? Nu cred, nu. Mulți dintre români au ales să monteze în ultima perioadă panouri solare și becuri economice pentru reducerea consumului.